Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare a zilei. Să vedem de data aceasta cu ce ne vor încânta cărțile pentru ziua de luni 5 decembrie 2022. Și iată că avem aici o primă carte. Să vedem și cărțile din partea îngerașilor. Da. Um. Prima carte care vine în această etalare este Chakra a treia, dragii mei, vorbește despre Arhanghelul Camuel. Acesta este responsabil cu chakra a treia care se află în capul pieptului la noi. Această chakra este responsabilă de împlinirea dorinței noastre. Și această împlinire a dorinței noastre are legătură cu sinele nostru superior, cu, mod, cu modul în care noi venim în relație cu acest sine superior al nostru. Și nu numai cu acesta, dar și cu întreg universul. Se pare că de legătura noastră cu întreg universul depinde îndeplinirea dorințelor noastre cele mai aprige. Așadar, iată că din nou venim într-o zi de luni dornici să aducem în manifestare dorințele noastre, visele noastre cele mai ascunse. Și în acest sens ne putem, ne putem îmbunătăți relația pe care o avem cu Universul, cu oamenii din jurul nostru. De ce nu? Putem fi mai calmi, mai răbdători, mai dornici să venim în ajutorul celorlalți, bineînțeles, pe cât putem, să o facem, și vom vedea că lucrurile se vor așeza într-un mod foarte neașteptat, și în viața noastră. <coughs> și de multe ori vom avea surprize extrem de plăcute din partea Universului. Pentru că acesta va veni să ne răspundă extrem de pozitiv la dorințele noastre. Da, acest, acest proces de manifestare în viața noastră, noi l-am început de multă vreme, știm cum să facem acest lucru, pur și simplu ne canalizăm energia pe care o avem spre dorințele pe care le simțim, vizualizăm foarte mult ne imaginăm ca și cum am avea deja lucrurile acelea în viața noastră și apoi uh, ne detașăm pur și simplu de această dorință, încredințând universului uh, uh, încredințându-le universului și pur și simplu uh, lăsându-ne uh, în uh, încrederea lui, ca să spunem așa. Uh, da, o carte pozitivă, spun eu, la acest început de săptămână. Și a doua carte este Îngerașul Cristal. Acesta îți spune, păstrează-ți credința și speranța, fiindcă la orizont e ceva nou și pozitiv, dar încă nu se vede. Așadar, dragilor, iată că din nou vorbim despre dorințe, despre ceea ce ne dorim fiecare în viață în aceste momente și se pare că aceste dorințe ale noastre sunt la un nivel înalt, adică sunt destul de multe. Este clar că trebuie să fim foarte încrezători, trebuie să ne păstrăm speranța, pentru că întotdeauna, dincolo de zare, este ceva pozitiv și ceva nou care se va vedea și în viețile noastre la momentul oportun. În menținerea acestei atitudini de așteptare și de încredere în viitor, putem să manifestăm până atunci atitudinea de recunoștință în fața Universului, recunoștință pentru tot ceea ce avem deja, pentru tot ceea ce am dobândit în această viață până acum, și vom vedea că vibrația noastră va crește cu această atitudine pe care o avem și ne va face demni de a primi sau demne de a primi și mai multe binecuvântări din partea vieții. Da, o carte foarte importantă care vorbește despre speranță. Se vede mai departe tarotul. Iată că această carte vine la început de săptămână, este Cinciul de Băte. Se pare că uh, înregistrezi un conflict interior, dragul meu sau draga mea. Uh, ceva nu te lasă să trăiești în liniște, în pace. Uh, poate că ai avut un conflict cu cineva în afară, uh, un prieten sau o prietenă sau cineva din familie. Și acest conflict îți dă bătăi de cap în, sen în sensul că nu te lasă să te odihnești cum trebuie. Uh, da, văd aici însă că nu este nimic uh, serios, așadar nu ar trebui să fie luat în seamă atât de uh, mult de către tine și ar trebui să te detașezi foarte mult de ceea ce s-a întâmplat între tine și persoana respectivă și pur și simplu să-ți imaginezi că tu, alături de această, de această persoană, sunteți înconjurați de lumină, învăluiți de lumină și vindecați acea relație. Văd de asemenea că sentimentele tale sunt foarte contradictorii în această perioadă. Probabil că treci printr-o situație nu tocmai plăcută la nivel de relație sau la muncă. Și atunci este normal să ai aceste sentimente. Da, o carte, cu, o carte cu năbădăi, ca să spunem așa, și să vedem mai departe, și o carte din Oracol. Iată că avem aici uh, cartea puterii, dragii mei. Uh, în mod instinctiv tu știi ceea ce este potrivit pentru tine. Uh, și ai puterea să spui nu sau să pleci dintr-o situație în orice moment. Da, iată că este o carte care vorbește despre puterea noastră personală, despre capacitatea noastră de a refuza o situație din viața noastră: o situație sau o persoană care nu ne face cinste, care nu ne aduce niciun beneficiu, din potrivă, ne face să ne simțim foarte rău în viață. Așadar, da, avem capacitatea de a spune nu. În fața acestor evenimente și de a merge pur și simplu mai departe. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost etalarea mea de astăzi. Eu vă mulțumesc mult pentru vizionare. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!